Noapte albastră ca... Mă, că știe! Haide-mă, că am fost bomb de festival! Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. E? Nu vreau nimic, vreau pe brunețica. Lui Mario îi plac foarte mult provocările. Exact, și... data trecută când am fost ultimul prost. Ultima brichetă din Tom Veron. Ultima brichetă? Am fost grav, bro, n-am știut nimic. Am avut creier... Nu că vreau să pun presiune, Mario. Nu vreau să pun presiune. Iar măi, cu muzica asta și cu TikTok, TikTok, am fii plecat. Atent. Fii atent. Ca să te revanșezi pentru data trecută. Tot el. Avem un joc în premieră, jumătate să spun că este în premieră. Da. Se numește Ghicește instrumentalul. Eu dau play. Iar trebuie să ghicesc. Stai liniștit, e mai rău decât îți imaginezi. Super. Am combinat-o cu faptul că pleci în Asia. Da, mi-ai pus ceva, nu? Instrumentalul, trebuie să-l ghicești. Dăm play și tu trebuie să zici: bă, asta este okay. Piesa X a lui Y, da? Okay, simplu. Ok. Dacă nu ai ghicit, da, te rog frumos să dezvălui surpriza, Veverițo. Avem pentru tine, în Asia se mănâncă foarte picant. Și avem 5 tipuri de picant: dulceață de ardei iute, sos piripiri, încă un sos picant, încă două sosuri din ce în ce mai picante. Ele sunt în ordine, da? Adică asta așa. Dacă nu ghicești instrumentalul, te va servi Veverița. Păi da, mă, dar acum am pus, îmi pui ceva din Japonia. Nu, că nu. Sunt numai astea. Piese super cunoscute de românești și de afară, dar super cunoscute. Hai, da? Dă-i cu ele, nu mai stai, că am transpirat. Veverița îți va da cu lingurița. Lasă că iau eu cu lingurița. Nu. Așa e jocul, pentru că eu știu golandini ăștia ca tine, spui tu un strop acolo. Nu, Veverița îți dă doza zilnică. Ai încredere în mine, nu? Asta zic, ai încredere în mine. Păi, vă zic eu altele după aia, că eu am niște probleme de fapt cu stomacul. Ei, lasă acum. Băi, mă faci mă simt prost acum. Este nu, am mari probleme cu stomacul, de fapt, nu mai pot. Perfect, iei și scuip după cel molfăi pe... Ok, hai de dă-i. Deci, suntem gata? Toată lumea pregătită? Haide. Primul instrumental pentru Mario sună așa? Haide, mă, Smiley, de unde vii la ora asta? Gata, nu ai mâncat nimic. Ai văzut, de ce te sperii așa? Bravo! Uai, uleu, ce-mi plac femeile cu lanțuri, cu lanțuri! Al doilea instrumental pentru tine. Posibil să fie o idee, mai greuță. Greuț, hai, zi. Stai așa că au plecat două, a plecat și Smiley, că rămăsese pe... Justin Timberlake, Cry Me a River, sau care? Justin Timberlake, Cry Me a River. Asta zici, da? Da, nu? El știe, mă. Iar răspunsul tău este... Corect! You are my eye. Da, ăla-i. Perfect. Două, corecte, ia să vedem. Mai departe, următorul instrumental pentru Mario. Cuvintele, să știi. Trebuie să spui cum se numește piesa, cine cântă. Mai spune-mi iubito odată, sau cum se numește. 10 secunde. Păi da, așa se numește, nu? Mai spune-mi iubito odată. Ești aproape. Haide, mă. Și auzi aici la Veverița, ți-a expirat Haide timpul. Haide că am știut-o, nu mai fi. A știut, da. Ce seară minunată. Ce seară minunată trebuia să zici. Hai, nu contează, mai spune-mi iubito odată. Am spus de la început. Un sfert de linguriță. Un sfert de linguriță, accept, dacă nu, nu. Deci, un... Că nu-ți dădeam o lingură întreagă. Am spus de la început că trebuie... Ia uite-l, mă. Mă, vorbiți amândoi odată. Băi, atași-mă puțin din gură. Deci, regula a fost de la bun început că zici artistul sau piesa. Și piesa, da? Păi stai, mă, am zis... Al doilea vers de refren. Păi și ce? Păi nu contează, semi-refren. Încarcă, Veverițo. Nu, îți dau semi. Puțin, că e de la mine, dar acasă ești nebun, îți dau tot. Îi dăm cel mai puțin iute. Asta e cel mai puțin iute. Dulceață de ardei iute. Adică e dulceață de ardei. Doar o dulceață de ardei iute, adică mai lău. Ia uite.
Uite. Aia că ai pus acolo forță, vrei să te mint? Hai să vedem. Da, hai, mă, e dulceața mai mare. Și eu am probleme cu mare. Stomacul și asta pot să o mănânc, crede-mă. Haide. Ia, hai să vedem. Gustă, da. Mario? Nu e nașpa, crede-mă. Nu e atât de nașpa. Hmm? Hai, dă-mă că e ok. E ok, ți-am zis. Vezi, atâta te smior că rești. Stai, stai încredere în mine când te făceam aici. Gata, stai acasă. Ha? Aha. Haide, dă-i. Nu e. <te-ai pare> că... nu e. Hai, mă, că nu e atât de nașpa. Dai seama cum stai astea? Următoarea... Următorul instrumental pentru Mario, pentru, Mario. Zice e așe. Titlul piesei sau cântărețul, da? Stai, mă, mai des mai aud. Păi mi-ai amestecat acolo armonire, mi-ai dat de la secunda 3 la secunda 3, 2... Ia... O știu, dar nu îmi dau seama. Cronometru pentru Mario. Alu Justin Bieber, nu? Iar răspunsul tău este... Este Justin Bieber, este Justin Bieber, este Justin Bieber. Și este... Hai, dă-mă pe bune, care și-a luat piesa așa. Corect era, Veverițo, ia. Rihanna, Disturbia. A, are și Bieber, da. Are fix așa instrumentalul și Bieber. Rihanna, Disturbia. Și trecem la al doilea sosuleț. Unul puțin mai iute decât dulceața. Este vorba despre un sos piripiri, spaniolesc. Dau puțin de ăsta. Punem puțin în linguriță. Da, doi stropi doar. Adică nu-i dai, nu umpli lingurița omului. Normal că nu-mi vreau să-l omor. Uite-l cum se uită săracul. Hai să vedem, se umple lingurița acolo. Mă, stai dincolo. Hai că n-am mâncat nimic, am o să am niște arsuri stomacale. Haide, mă, că e bine așa. Ai zis, mă, că nu te omor, ce ai? Reacție, reacție. A luat, gata? Da. Am săracu, e nașpa? Nu-i nașpa acum, ce să mai zic? Ori suntem bărbați, nu mai suntem. Trebuie să intrați la... Am reflux de la gastroesofagian. Vrei să te mint? Deci că am băut 3 sticle de whisky și m-am trezit. Mergem la următorul instrumental. Pentru... Haide, că vreau să mai zic și eu ceva corect. Pune și mie ceva mai următorul așa. Pune ceva de la Mario Fresh. Avem așa pentru tine. Oh, na, 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 na. Hello. Deci trebuie să spui titlul sau numele cântărețului. Vine? Vine, vine, vine. Vine? Hai. Ăla-i. Bravo. Și piesa cum se numește? I love you, nu? Hai, de când vrei să ai love you. Hello, 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 hello. Iar răspunsul tău este... Corect! Că de la piripire de-a început să mă ustur un pic. Și trecem la următorul instrumental. Haide-mă că le știu, dar nu le știu după titlu. Ia să vedem. Hai, mă, dacă pleci, ia-mă și pe mine. L-am iertat, l-am iertat. Cine cântă, știi? Spre rușinea mea, nu. Pentru că nu-mi place muzica tradițională românească. Vrei să zic? Hai, da. Cătălin Crișan. Îmi pare rău, atunci. V-am zis spre rușinea mea, adică... Ai zis tit. Hai să vedem. Mai avem un instrumental. Noapte albastră ca... Mă, că știe! Haide, mă, că am fost bom de festival. Am foarte fost bun. Peste 100 de festivaluri. Scapă de sosul iute și acum. Și următorul Noapte instrumental. Noapte albastră ca... Zi, mă, foarte tare. Că nu știu versurile. Nemărginirea. Târâ, 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 târâ. Am, ok.
că știe bine. Și mai avem așa pentru tine o secundă. Ne-am dus direct la țintă. Eu de asta din ziua de azi, nu. Eu de asta din ziua de azi. Nu, asta stai așa. Stai așa, stai așa, stai așa. Ce piesă este? Cine o cântă? 10 secunde. Și te pregătești pentru următorul sosuleț. Nu, pune dintr-una de aia mai mică. Nu, lasă că pune aia dintr-una mai mică, aia mai mică. Haide, nu fi om rău. El... Din care? Piesa era asta. Da. Avicii, SOS cu Hello Black. Și avem și un ce să fie? Să fie Scorpion sau celălalt? Alege Scorpion sau celălalt. Uite, verde sau galben. Nici măcar m-am uitat, era mai grav, era mai în stânga. Acum pune Scorpion. Nu, așa l-am luat. Așa l-aș luat, ăla din dreapta atunci. Asta vrei? Da. Okay. Deci, ce scrie pe el? Pe el scrie Trinidad Scorpion Chili Sauce Extreme. Ce Doamne ferește. De la chili sauce, de la așa. Două, amestecă-l puțin, agită-l puțin, te rog frumos, Veve. Agită-l. Așa? Două picături, te rog frumos, în linguriță. Știți vorba aia, mă ustură când mă? O să te... Ei, bine, pe acel sos există și niște cifre. Te rog frumos, scriem ce cifre e pe el. 300.000. 380 și între 380.000 și 420.000 și miroase frumos. 420.000 este unitatea aia de măsură de iuțeală. Și în momentul ăsta... Mario, gusta aceste două picături să pui doar, da? Da, mă, normal. Haide, scapă pe una. Ai scăpat? Da, una, ai de ajuns. Mario, te rog frumos, gustă, este unul dintre cele mai iuți sosuri din lume. Nu știu că asta lui de acasă. Am pus puțin, în jur. Tu mănânci așa ceva? Da, mai nebun. Bă, și mănânc, mă jur. Și spune-ne, spune-ne ce planuri ai, pe unde te mai vedem în următoare. Am reflux de la gata. Stai aici, nu dung gât. Ceva, ceva, un mesaj pentru iubita ta, pentru Alexia? Da, ce să mai sunt iute. Bine ați venit la Dimineața Blana. Ascultați aici sau la pachet?